Paralel cu lucrările minunate pe care le-a făcut Dumnezeu, descoperindu-se oamenilor în scurgerea timpului și vorbindu-le de aproape în atâtea feluri pentru a le face de cunoscut cărările vieții, în mesajele Sfintelor Scripturi, încă din primele pagini ale Vechiului Testament, ne este semnalată prezența și influențele Spiritului Luciferic. Acest heruvim strălucitor, reprezentat în simbolul șarpelui s-a desprins din armonia universală în virtutea dreptului de afirmare liberală a voinței, înscris în codul universal, atârgând în această zonă de influență și pe îngerii aflați în subordine. El s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, devenind exponentul și promotorul unei libertăți anarhice și destructive. Astfel, începând cu Ispitirea din Grădina Edenului, menționată în Cartea Genezei, capitolul 3, de la 1 la 6, și sfârșind cu Revolta împotriva Sfinților lui Dumnezeu, relatată în Apocalipsa 20, de la versetul 7 la 10, el i-a tulburat în permanență pe oameni, abătându-i de la scopul existenței lui Dumnezeu și propriilor lor interese. Metodele rafinate pe care le-a folosit au devenit cunoscute și sunt menționate în Sfânta Scriptură, în ambele testamente. El s-a încumetat să lucreze în permanență și să acționeze împotriva lucrărilor lui Dumnezeu cu scopul de a-i înșela pe oameni și de a le crea confuzii, împiedicându-i astfel să cunoască adevărul. Și-a organizat o combatantă foarte puternică, o adevărată oștire formată din îngerii căzuți, cuprinzând și oamenii care s-au lepădat de credință și s-au lăsat amăgiți, angajându-se benevol în slujba fără de lege. Încercând să câștige cât mai multe suflete, el se amestecă în probleme intime ale oamenilor, înzestrându-i cu forțe miraculoase. El reușește să le atrofieze starea de conștiință, predispunându-i să pună sub semnul întrebării cuvântul adevărului. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Se vor împlini cuvintele lui? Hotărât că nu veți muri, veți cunoaște binele și răul, veți deveni liberi și fericiți și veți fi ca Dumnezeu. Geneza 3, de la 1 la 6. Experiențele istorice ale neamului omenesc au dovedit cu prisosință de câtă libertate și fericire au avut parte cei care s-au lăsat înșelați, crezându-se capabili să tragă linia de demarcație între bine și rău prin faptul că au acceptat iluminarea din partea spiritului luciferic. Oricum, această promisiune utopică a fost și va rămâne sursa de amăgire pentru toți aceia care, prin gândurile, năzuințele și faptele pe care le săvârșesc, nu și-au propus un alt scop decât acela care vizează afirmarea oarbă a personalității, angajată în permanență în combaterea valorilor autentice venite din partea lui Dumnezeu. Preluând cunoștințele și experiențele caldeo-babiloniene și excelând în practica misterelor, egiptenii, au atins performanțe greu accesibile pentru inițiații de rând. Astfel, magia albă, curativă, magia neagră, astrologia, demonologia, cu întregul ei arsenal de instrumente diabolice, erau folosite pe scară largă și răspândite la toate nivelele, inclusiv în palatele faraonului. Preoții egipteni, împreună cu înțelepții și magicienii timpului, prin minunile pe care le făceau cu ajutorul spiritelor demonice, erau capabili să exercite o influență deosebită asupra conducătorilor laici, determinându-i să li se supună în toate domeniile. Astfel, Moise a fost trimis de Dumnezeu în casa lui Faraon pentru a cere izbăvirea semințiilor israelite, fiind împuternicit să facă minuni și să lovească țara Egiptului. Înțelepții și vrăjitorii aflați la curtea palatului, prin faptul că au reușit să imite lucrările lui Dumnezeu, au semănat confuzie în inima despotului, stimulându-i împotrivirea. În Cartea Exodului, capitolul 7, de la 13 la 18, de la 21 la 22, și în capitolul 8, versetul 6 și 7, ne este prezentată această confruntare de forțe. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori, și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel, prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Prin răzvrătirea lui, el a făcut să cadă asupra Egiptului toate nenorocirile care aveau să se deruleze din plăgile următoare. Dacă toiegele acestor vrăjitori s-au prefăcut în șerpi, dacă apele râului s-au prefăcut în sânge, reușind apoi să provoace o invazie de broaște în țara Egiptului, aceasta dovedește cu prisosință că ei dispuneau de suficiențe forțe oculte diabolice de care s-au folosit cu măiestrie, reușind să pună sub semnul întrebării minunile făcute de Dumnezeu prin Moise. Aria cuprinsă în activitatea acestor inițiați, depășind cu mult hotarele Egiptului, constituia o sursă de contaminare ideologică, nu numai pentru indigeni, ci pentru toate popoarele învecinate. Israeliții au asimilat aceste cunoștințe în timpul celor 400 de ani de robie și, după ieșirea lor din Egipt, au continuat să le practice într-o formă deghizată, pentru a fi scutiți de pedepsele riguroase aplicate de legea lui Moise. Dacă tu care asculți, ai fi ispitit în vreo împrejurare să crezi că până și Moise, crescut și educat în casa lui Faraon, ar fi putut fi un vrăjitor iscusit, lăsându-se antrenat într-o competiție cu vrăjitorii Egiptului, conștient de superioritatea sa și punând-o pe seama lui Dumnezeu pentru împlinirea scopului, atunci te poți convinge citind cu atenție capitolele 7 la 12. Numai pentru omul neavizat se poate crea o asemenea impresie. O parte dintre cititorii Bibliei, certați cu Dumnezeu și cu bunele moravuri, au și emis o asemenea ipoteză. Dacă Moise ar fi fost un vrăjitor de clasă superioară, reușind să capteze și să dirigeze mecanismele psihice ale oamenilor, și dacă el ar fi operat cu abilitate în câmpul psihologic și s-ar fi folosit de arta științelor oculte, care este motivul pentru care el interzice practicarea acestora, condamnându-le cu atâta vehemență? În Cartea Exod, capitolul 22 cu 18, el ne scrie următoarele: Pe vrăjitoare să nu o lăsați să trăiască. În Levitic 19 cu 31, interdicția este și mai bine precizată. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În cartea Deuteronom, cea de-a doua lege, sunt cuprinse și alte practici oculte, pe care Moise, omul lui Dumnezeu, le interzice cu desăvârșire. După ce vei intra în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri, va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului, tot numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Deuteronom 18, de la 9 la 14. Dacă prin absurd încercăm să privim prin lentila criticilor și am admite că Moise n-a fost împuternicit de Dumnezeu, ci era doar un maestru în arta științelor oculte, cum a fost posibil ca el să elaboreze niște legi atât de aspre împotriva practicilor oculte, fără ca el însuși să cadă sub incidența lor, făcându-se pasibil de condamnare la moarte? Adevărul, care se impune cu autoritatea lui desăvârșită, ne dovedește că Moise eliberatorul israeliților și primul legislator în domeniul dreptului civil, a fost chemat, împuternicit și trimis din partea lui Dumnezeu, îndeplinind o triplă misiune istorică, devenind astfel prototipul în miniatură pentru cel ce avea să vină prin întruparea cuvântului. Orice ipoteză speculativă emisă de mintea omenească în acest domeniu este sortită eșecului. Realitatea istorică își rezervă dreptul să ne confirme veridicitatea mesajelor cuprinse în textele scripturii. Printre practicile științelor oculte, cele mai frecvente și mai puțin ofensive, erau considerate următoarele: magia albă, astrologia și ghicirea. Dacă prin intermediul vrăjitoriei și a magiei negre, prin care se invocau spiritele demonice, se puteau provoca suferințe incomensurabile cu implicații psihologice și fiziologice dezastruoase, cu capacitatea de a transmite chiar și urmașilor pe cale ereditară, magia albă, astrologia și ghicirea păreau să fie unele dintre cele mai puțin condamnabile, având în vedere faptul că acestea erau puse în slujirea benefică a oamenilor. Astfel, cu ajutorul magiei albe, prin care se invocau spiritele bune ale strămoșilor decedați, magicianul opera în câmpul psihologic al oamenilor suferinți și era capabil să vindece o sumedenie de boli, inclusiv cele organice. Există credința că motivul tuturor suferințelor omenești este prezența spiritelor demonice. Care urmăresc distrugerea fizică și psihică a neamului omenesc prin intermediul bolilor pe care acestea le generează. Prin urmare, vindecarea bolilor era condiționată de capacitatea potențială a magicianului, care cu ajutorul descântecelor și prin invocarea spiritelor superioare ale strămoșilor, reușea să pună pe fugă duhurile rele, generatoare de suferință. Partea vulnerabilă a problemei rezultă din faptul că, prin invocarea spiritelor strămoșilor decedați, magicianul putea contacta și alte ființe spirituale cu nuanță demonică, ce se puteau prezenta într-o formă deghizată, recomandându-se ca spirite ale strămoșilor. În acest caz, operatorul putea să realizeze adevărate minuni, aflându-se pe un teren extrem de periculos. În zona Mesopotamiei, sub influența culturii babiloniene, mulți dintre inițiații cu pregătire superioară, ce aveau acces la diferite popoare pentru a se bucura de avantaje materiale, includeau în formulele magice personalități marcante, însoțite de zeitățile cele mai venerate, printre care numele lui Avram și numele Dumnezeului lui Avram, își ocupau locul de cinste. Aceste procedee Extinzându-se prin viacuri și milenii până în timpurile moderne, aveau menirea să șteargă linia de demarcație dintre slujitorii diavolului și slujitorii lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai renumiți ghicitori ai Orientului, care a trăit pe vremea când israeliții se aflau în lupta cu popoarele Canaanului, a fost Balam, fiul lui Beor, locuitor al Petorului. Acest ghicitor și vrăjitor iscusit, practica atât magia albă, prin formule de binecuvântare, prin care invoca spiritele venerate ale strămoșilor, cât și magia neagră, întemeiată pe descântece și blesteme, însoțite de jerfe animale, pe care le aducea ca ofrande în semn de recunoștință și ca mijloc de compensație pentru serviciile pe care le aduceau spiritele invocate. În capitolele 22, 23 și 24 din Cartea Numeri, ni se descrie câte ceva despre mentalitatea pe care o aveau popoarele Orientului și metodele pe care le foloseau magicienii. Balac, împăratul Moabului, văzând tot ce făcuse Israel a moriților, s-a îngrozit în așa măsură încât a trimis de urgență niște căpetenii la Petor pentru a-l invita pe Balam să vină și să blesteme pe Israel. Credea că în felul acesta el îl va putea birui și îl va izgoni din țară. Numărul 22 cu 17 Dumnezeu, care protejează pe Israel, s-a descoperit lui Balaam în timpul nopții și l-a avertizat că nu îi se permite să blesteme acest popor binecuvântat. Astfel, Balaam, nevoit să se supună interdicției, în locul descântecelor și blestemelor, îi binecuvintează, aducând cuvinte de laudă pentru Israel. Duhul Domnului a venit peste el și l-a obligat să binecuvinteze împotriva scopului pentru care a fost chemat. În numer 23, versetul 11 și 12, aflăm că Balac a fost foarte nemulțumit. L-a mustrat pe Balam și i-a zis, Eu te-am chemat să blestem pe dușmanul meu și iată că tu l-ai binecuvântat. Balam a răspuns, Cum aș putea să blestem pe acela pe care l-a binecuvântat Dumnezeu? Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Capitolul 23, versetul 23. Concluzia care se desprinde cu deosebită claritate este realitatea că păgânii și cei mai puternici ghicitori sau vrăjitori, în activitățile lor înstrăinate de adevăr, nu sunt în stare să-și îndeplinească planurile fără îngăduința lui Dumnezeu fiind disciplinați prin mustrările lui pentru a se supune regulilor convenționale înscrise în legea dreptului universal. Sfârșitul tragic al ghicitorului ne este descoperit în cartea lui Iosua 13 cu 22, unde se menționează că printre cei uciși de sabie de către fiii lui Israel se afla și ghicitorul Balam. Astfel, după porunca Domnului, el a trebuit să suporte consecințele, pentru că în legea lui Dumnezeu nu era permisă ghicitoria. Profeția lui Balam, în legătură cu steaua care avea să răsară din Iacov, ne confirmă cu prisosință capacitatea profetului ghicitor. Cu toate interdicțiile și pedepsele aplicate de legea lui Moise, israeliții au continuat să asimileze și să practice aceste cunoștințe, nu numai la periferia societății israelite, ci chiar și în casele împăratului. Unul dintre multiplele exemple negative îl aflăm în timpul împăratului Manase, despre care Biblia ne scrie următoarele. El și-a trecut pe fiul său prin foc. Se îndeletnicea cu ghicirea și cu vrăjitoria. A ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l. 2 Împărați 21 cu 6 Pe vremea prorocului Isaia se face o anticipare cu privire la fica Babilonului, căreia i se adresează mesajul prin cuvintele următoare. Vino dar cu descântecele tale, cu mulțimile vrăjitoriilor tale cărora ți-ai închinat mintea din tinerețe. Poate că vei putea să tragi folos din ele, poate că vei izbuti. Isaia 47 cu 12 În versetele 13 la 15 din același capitol, profetul continuă cu amenințările adresându-se tuturor astrologilor prin cele ce urmează. Te-ai obosit tot întrebând. Să se scoale dar și să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi ce are să ți se întâmple. Iată-i, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viața din flăcări. Așa va fi soarta celor pe care te oboseai să-i întrebi. Astrologii babilonieni, organizați pe mai multe trepte de inițiere, interpretau poziția și mișcarea corpurilor cerești, punându-le în legătură cu evenimentele istorice din viața popoarelor. Ei dispuneau în școlile lor superioare de somități științifice care se dovedeau capabile să răspundă la toate întrebările care se puneau în specificul modului de gândire din acea vreme. Cu toate acestea, când Babilonul și-a atins apogeul în bogăție și putere, când abuzurile și fără de legile au ajuns la culme, când s-a împotrivit lui Dumnezeu și s-a bazat pe propria lui înțelepciune, atribuindu-și toate meritele pentru succesele obținute i-a sosit ceasul judecății și s-a prăbușit în văpaia flăcărilor. Babilonul s-a simțit obligat să capituleze în fața uștirilor persane, care au cucerit Babilonul fără să se mai angajeze în luptă. Cuvintele lui Dumnezeu, rostite prin prorocul Isaia, împotriva fiicei Babilonului, s-au adeverit în tocmai, confirmându-se prin faptele istorice. Prezența vrăjitorilor, ghicitorilor, magicienilor și astrologilor Depășindu-și limitele antichității, ne este semnalată și în scrierile Noului Testament. Astfel, după nașterea Mântuitorului, au venit la Ierusalim niște magi care aflaseră despre nașterea unui împărat prin intermediul unei stele călăuzitoare. Întrebarea dacă acest fenomen a fost rezultatul exploziei unei stele supernove sau motivația unei conjuncții planetare, sau dacă a fost ceva cu totul deosebit în raport cu nivelul cunoștințelor omenești, rămâne deschisă. Ceea ce se poate confirma însă este că magii au reușit să găsească pruncul. În Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 1, putem citi următoarele: După ce s-a născut Isus din Betleemul din Iudeea, în zilele Împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Acești magicieni astrologi, bucurându-se de o considerație deosebită, au fost invitați de către Irod cu scopul de a obține informații suplimentare în legătură cu apariția stelei. Matei 2, versetul 7 Faptul că înțelepții pământului au venit să se închine pruncului dovedește că Isus, în calitatea lui de fiu al lui Dumnezeu, fiind o ființă cu tatăl, se ridică deasupra tuturor magicienilor, vrăjitorilor și înțelepților lumii, determinându-i să îi se supună, pentru că El este creatorul și stăpânul tuturor duhurilor. Pe lângă prezența magicienilor și astrologilor, în experiențele misionare ale apostolilor, ne este semnalată activitatea unor vrăjitori, care prin mijloacele științelor oculte reușeau să uimească și să amăgească o mulțime de oameni din toate categoriile sociale. În fapte 8, de la versetul 9, aflăm următoarele. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat, el vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. În cele mai multe cazuri, pentru a fi acceptați cu mai multă ușurință decât mai mulți oameni, vrăjitorii și ghicitorii se recomandau ca proroci trimiși din partea lui Dumnezeu încă de pe timpul lui Moise, asemenea procedee au constituit o plagă pentru poporul israelit. În cartea de capitolul 13, de la versetul 1, ni se oferă un asemenea model. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim să nu asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare fidelitatea. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Revenind la experiențele Noului Testament, Mântuitorul ne sfătuiește să ne ferim de ei. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 15, citim Păziți-vă de proroci mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori îi veți cunoaște după roadele lor. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine, voi toți care lucrați fără de lege. Acești înșelători Lucrau fără de lege și se foloseau de numele lui Dumnezeu și de a lui Isus doar pentru a-și ascunde adevărata lor sursă de inspirație demonică, și se dovedeau capabili să facă adevărate minuni, înșelând pe mulți, fără ca cei amăgiți să poată conștientiza erorile în care s-au lăsat implicați. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 5, referindu-se la oile care ascultau de glasul său, Mântuitorul zice. Ele nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Ce minunat! Învățăturile Mântuitorului sunt echivalente cu învățăturile Scripturii, după care, călăuzindu-ne cu Sfințenie, putem avea garanția că ne aflăm pe urmele lui. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Ioan 10, cu 27. În Fapte 13, de la versetul 6, ni se relatează despre un alt vrăjitor proroc mincinos, de origine iudaică. Numele lui era Bar Isus. El a fost alături de Sergius Paulus, care era un om înțelept, și s-a împotrivit lui Pavel, care purta o discuție cu dregătorul. Astfel, pentru că vrăjitorul proroc mincinos încerca să-l abată pe dregător de la credință, a fost pedepsit cu orbire la mustrarea făcută de apostolul Pavel. În versetele 9 la 12, din același capitol, aflăm următoarele. Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, răjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bășbând niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci, Dregătorul, văzând cele întâmplate, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Un alt exemplu de manifestare ocultă îl aflăm în fapte 16 de la versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Isus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Din cele constatate până în prezent, rezultă că diavolul are putere să imite lucrările lui Dumnezeu, descoperindu-se oamenilor pe cele trei nivele. Dacă Dumnezeu s-a revelat slujitorilor lui, vorbindu-le prin îngeri, Satan se preface în îngeri de lumină, descoperindu-se slujitorilor lui și coordonându-le activitatea. Dacă Duhul lui Dumnezeu a inspirat prorocii și apostolii Noului Testament, înzestrându-i cu puterea de a face minuni, Satan și-a inspirat o mulțime de profeți și apostoli mincinoși pe care i-a trimis în slujbă, introducându-i chiar și în comunitățile creștine, începând cu secolul primar. El își extinde influențele până la cea de-a doua venire a Mântuitorului, când Hristos, cu suflarea gurii sale, va nimici uneltele tuturor nelegiuirilor. În cea de-a doua epistolă adresată corintenilor, Apostolul Pavel ne semnalează prezența slujitorilor diavolului deghizați în propovăduitori ai învățăturii creștine. Astfel, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu atitudinea pe care o aveau corintenii, le scrie în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh, pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie, pe care n-ați primit-o, o cum îl îngăduiți de bine. 2 Corinteni 11:4. De la versetul 12 el adaugă dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți de deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Acești oameni, amăgiți de spiritele înșelătoare, se strecurau în comunitățile creștine din viacul apostolic, încercând să producă dezbinări, pretinzând că sunt trimiși din partea lui Dumnezeu. Ei se bazau pe revelațiile și experiențele proprii, fără să mai țină cont de valoarea învățăturilor date de către apostolii Domnului. Lucrurile au ajuns atât de departe încât unii din ei negau învierea morților, Socotindu-l pe Hristos doar ca pe unul dintre profeții mai însemnați, în timp ce alții îl proclamau ca o divinitate absolută, neavând nimic omenesc în el. În consecință, spuneau ei: Dacă Isus a fost o ființă cu Tatăl, moartea lui nu era posibilă, pentru că Dumnezeu nu poate muri. Dacă moartea lui n-a fost o realitate obiectivă, nici învierea lui nu-și mai găsea rostul. Silit de aceste împrejurări, Apostolul Pavel se adresează corintenilor în prima sa epistolă. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. 1 Corinteni 5, de la 12 la 14 în toate comunitățile creștine s-au strecurat proroci mincinoși, apostoli mincinoși, la care s-au adăugat o mulțime de învățători mincinoși. Ca răspuns la problemele ce frământau bisericile din secolul primar, în cea de-a doua sa epistolă, apostolul Petru îi îndemna pe credincioși să vegheze, descoperindu-le starea de fapt în experiența bisericilor. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor stricura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. 2 Petru 2, versetul 1 și 2 În prima epistolă către Timotei avem un mesaj deosebit din partea Duhului Sfânt. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. 1 Timotei 4, versetul 1 și 2 Profeția se referea la vremurile din urmă pe care le trăim noi în prezent. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în cea de-a doua epistolă către Timotei ne scrie Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Îi vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. 2 Timotei 4, versetul 3 și 4 Referindu-se la timpurile din urmă, Mântuitorul ne spune în Matei 24 de la versetul 23 Atunci, dacă vă va spune cineva Iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus dinainte, deci dacă vor zice, iată-L în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-L în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi... Venirea Fiului Omului.